sublinierei furibunda lui Klaus Iohannis, atacuri în rafal la adresa lui Liviu Dragnea sublinierei a guvernului, se înceleag video. O nouă subliniere furibunda presubliniere lui Klaus Iohannis. Eful statului a lansat o serie de atacuri în rafal la adresa guvernului sublinierei a subliniere efului PSD, Liviu Dragnea. Scandalul dintre guvern sublinierei BNR nu e pe placul sublinierei efului statului care vrea mediere între cele două instituții. Am văzut declarații ale guvernului sau ale membrilor guvernului. Se vede intenția PSD de a spune ce BNR e de vin pentru cresubliniere terea ratelor sublinierei a inflației. BNR a explicat. Se înceleag sublinierei PSD sublinierei subliniere ful camerei deputaților ce cea mai mare calitate a BNR e independența. BNR trebuie să fie independent sublinierei nu trebuie să fac politica guvernului. Se, sublinierei armonizeze politicile în interesul României, a spus Iohannis care nu a uitat să le atace pe ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici care a spus că nu vrea să participe la o astfel de discuție. Dacă nu vrea ministrul finanțelor mediere îl prive subliniere te, a mai spus Iohannis.